Am încercat în toată această perioadă în care am lucrat, cum s-ar spune, pe bani, doar pe bani publici, deși și la această lucrare din satul Bocșa, din comuna Măciuca, sunt tot bani publici pentru că sunt banii guvernului, celebru deja OG28, dar OG28-1. Am încercat, cum spuneam, în toată această perioadă ca RAJDP-ul să lucreze și pentru licitațiile pe care le-a câștigat de-a lungul timpului în diverse zone ale județului. Sunt alături de Mugurel Morcăianu din Măciuca. Lucrăm în satul Bocșa cu RAJDP-ul pe un contract, pe o licitație câștigată de regia noastră și vrem să facem un drum, chiar dacă este comunal, la calitate europeană. Sper ca cetățenii din satul Bocșa, din această frumoasă comună, să fie mulțumiți de lucrările pe care le face RAJDP-ul. Am întâlnit și am avut surpriza plăcută să-l întâlnesc pe prietenul meu, fostul senator Dan Nițu, dar, repet, RAJDP-ul și colegii mei, cărora le mulțumesc încă o dată, și pe caniculă și pe această căldură își fac datoria față de cetățenii județului Vâlcea, în cazul de față față de cetățenii comunei Măciuca. Sunt un primar fericit. Iată, am alături de mine pe domnul președinte Constantin Rădulescu, pe domnul senator Remus Daniel Nițu, pe domnul director Nicolae Vălimăreanu. Mă bucur și îi mulțumesc domnului președinte pentru că a impulsionat regia de drumuri să vină ca RAJDP-ul să continue și să finalizeze aceste lucrări de asfaltare. Îi mulțumesc și domnului director și echipei dumnealui pentru că s-au mobilizat și iată, mai avem 100 de metri și terminăm satul Bocșa. Este cea mai importantă investiție a comunei Măciuca pe ordonanța 28, atât din punct de vedere al valorii și al categoriei de lucrări, dar și din punct de vedere al plus valorii pe care acest drum îl aduce în viața cetățenilor, atât din comuna Măciuca, însă și din localitățile învecinate, pentru că, iată, reușim să facem legătura între garda de pompieri și Zmurd cu drumul național, prin acest drum comunal, drum care va scuti cu foarte mult timpul unei intervenții și care poate însemna și salvarea unor vieți. Acest proiect nu înseamnă numai asfaltarea drumului Bocșa, ci și asfaltarea satelor Zăvoieni, Măldărești, Botorani, Ciocănari și Măciuceni. Vă mulțumesc foarte mult!